Salut, să trăiți. Ce să fac? Mare necaz. Mare necaz, ce da. Ce s-a întâmplat? Povestiți-mi. A intrat în fața mea. Sigur, din fața a venit o mașină, l-a orbit pe el. A intrat în fața mea cu bicicleta. Cred că este și băut, că de regulă așa umblat. Nu pot să-mi dau seama dacă e băut, însă n-am putut să-l evit. Fiindcă a intrat în... N-am avut viteză, în scurt. La 5-6 metri. Rău, era lovit rău, era conștient sau... Tot avea puls când, sigur că da, dar l-am... Fiind aproape, el intrând în fața mea, sigur, s-a urcat pe capotă și... Lovitura a fost în parte. Asta este. Necazul este mare, sigur fiindcă este un om. Ce s-a întâmplat? Unde plecat? Nu știu, acum nu veniram în coan repede. Nu știu ce s-a întâmplat, e accident, nu știu cum s-a întâmplat aceea. Unde plecase cu bicicleta sau de unde veni? Nu știu, de la deal, de la val, nu știm noi, acum ne repezărăm că auzărăm că tata al meu e aceea. Gemite-ne sună cineva, de contactare cineva. De la Brâzescu la ieșire către Lup și a ieșit că se accident. Din întâmplare e să vezi că ieșit că și tata al tău a dat mașina peste el. În 10-15 minute a fost la suprafață, la fața locului. Știți unde plecase? Da, fusese pe la Mutru, pe undeva, luase niște cumpărături, așa face el de obicei. Așa sunt ai bătrâni, când ia pensiile, au și pontul lor de unde ia. Care ar fi primele concluzii? Pe drumul național 67 ani, afara localității Broșteni, a avut loc un accident de circulație din care a rezultat decesul unei persoane. În evenimentul rutier au fost implicate un autovehicul și un biciclist. Se efectuează verificări pentru a se stabili cauzele producerii evenimentului rutier. Cum se deplasau cele două vehicule? Atât biciclistul cât și vehiculul se deplasau în același sens, dinspre Broșteni către Strehaia. Puteți presupune cam ce s-ar fi întâmplat? Momentan se efectuează verificări, vom stabili cu exactitate după cercetare la fața locului.